ce îmi spune Năstasia? Spune că lucrează, lucrează în mai multe locuri. Mă bucur de dânsa și face, dar eu precis, chiar precis, nu știu. Lucrează jurnalistă, fată bună, de 6 ani a plecat la școală, nu vreau ies, nu vreau ies la grădiniță deloc. Bună ziua, mă adresez la toți oamenii buni. Deci noi vrem să vă spunem ceva. Din partea copiilor de la Moldova.org. Este un site care are mai mult de 20 de ani. Ce fac ei? Ei scriu, filmează tot felul. De la început ei scriau numai știri, ce spune unul, ce spune altul. Ce-a făcut cu tare, politică, de este. În continuare, ei s-au dezis de la această activitate. Copiii ăștia s-au hotărât să nu mai facă pur și simplu știri. Ei acum scriu reportaje. Pe ei putem să-i întâlnim în orice sat. Cu trei republica dintr-un colț în altul. Scriu, filmează, au mult de lucru. Ei s-au apucat să facă jurnalist explicativ. Ei când scriu de probleme, găsesc și soluții. Asta ne bucură. Pentru că lor nu le plătește nimeni. Ei nu iau bani de ascunse la politicieni. Singur își dobândesc existența. Cum s-ar spune, sunt independenți. Dar dumneavoastră știți că niciun lucru nu poți să-l faci fără susținere materială. Și echipa asta de copii sunt rușinoși. De atâta ne-au rugat pe noi părinții, bunicii, să vă spunem că ei s-au deschis cont de Patreon. Nu cerim să transferați mii. Pot să doneze? Un leu, ori doi, un euro, trei, patru. Cu... Să nu ne rușinăm? Cât mai mult? E euro. Dar eu am zis lei? E, am uia toți cu euro, lei noi avem. Mijloace financiare. Pentru tinerii de la Moldova.org.